Enchantée. Bună de dimineața, dragilor! Mă uitam la clipul Sabinei recent cu lucruri care nu îi plac și n-am avut deloc rude decât să vă întreb pe voi dacă vreți să facem un astfel de clip și bineînțeles că ați răspuns într-o majoritate absolut covârșitoare. Cred că a fost polul la care s-a răspuns cel mai repede cu da, că vreți să fac clipul ăsta și zic ok. O să vă las în descriere și clipul Sabinei pentru că tot a folosit ca inspirație și am făcut și eu o listă cu 10 lucruri care mă enervează, care nu-mi plac, undeva în străfundurile memoriei mele pline de Alzheimer, că tot uit lucruri din ultima vreme, de aia zic asta, îmi aduc aminte că aș fi făcut ceva de genul ăsta, un clip de genul ăsta cândva. Deci am ajuns în punctul în care am filmat peste 1000 de clipuri. Îmi este foarte greu să mai țin minte acu 5 ani ce am filmat. Deci nu mai rețin decât clipurile care sunt chiar semnificative. Deci dacă am mai făcut un astfel de clip, asta este. Dacă o să mai fac, nu știu. Dar am făcut o listă scurtă de vreo 10 lucruri, așa, primele 10 lucruri care mi-au venit mie așa instant în minte, care mă enervează sau care mă deranjează sau care mă sâcâie. Și după ce am făcut lista asta, au continuat să-mi curgă lucruri în minte, adică au continuat să vină și tot vin și tot vin și tot vin și de 3 ore tot îmi curg lucruri în minte care mă enervează și care ar putea să intre foarte bine pe lista asta. Deci dacă vă place clipul ăsta, este posibil să existe și o parte a doua sau a 15-a pentru că avem material destul. Adică sunt o persoană care, în ciuda faptului că mimez lipsa de iritare foarte bine uneori, să știți că mă irită foarte multe lucruri și mă enervează foarte multe lucruri, dar am învățat de-a lungul timpului să mă controlez, să mă abțin, să tac din gură, să-mi văd ale mele, să nu zic nimic sau să întorc ochii în altă parte și să nu mă uit. Depinde în funcție de caz. Hai să vedem, stați așa că nu mi-am pierdut lista. Unde ești listă? Alo, listă, stați așa că tot timpul uit, care e așa, 10 lucruri care mă enervează. Bun, să avem așa. Și am trecut așa, la numărul 1, este unul din lucrurile, este un pet peeve de-al meu grav. Așa, și anume, nu mă enervează oamenii care mă ating fără să mă cunoască. Dacă, spre exemplu, punem situația, sunt pe stradă și mă întâlnesc cu o abonată de-a mea și îmi zice: hei, Nico, bună, te urmăresc pe YouTube, nu știu ce, n-am nicio problemă să vii să mă iei în brațe, să ne pupăm, să ne iubim, să nu știu ce, n-am nicio problemă, dacă îmi spui chestia asta. Dar atât de tare mă disperă să fie cineva pe care nu-l cunosc, deci nu o persoană cunoscută, nu prietenii mei, care să vină să... bună! Sau în autobuz, să pună mâna pe mine, știți? Stați să trec și eu, știți? Și mai ales bărbații au chestia asta, știi? Când te văd așa, mai ales ca femeie, când te văd puțin mai aranjat, așa puțin... scuză-mă, știi? Poți să mă ajuți? Poți să-mi spui și mie? Bă, dar vorbește-mi fără să mă atingi, te rog frumos, nu intra în cercul meu personal. În cercul meu personal nu las pe oricine și mai ales bărbații mă enervează când fac asta. Mai sunt babele alea prin autobuzele, știți, cu toții, prin mijloacele de transport în comun care vin la tine și: mamă, știi unde este trenul? Știi unde e gara de nord? Pot să trec cu vederea, deși și alea îmi displac teribil de tare. Mă gândesc că femeia poate are probleme cu auzul și na, trebuie să fie foarte aproape ca să audă ce spui. Dar la bărbați în mod special se vede că e semn de libidinoșitate. Da, iar am inventat un cuvânt. E semn de libidinoșitate maximă și se vede că e că de fapt intenția lui e alta, știți? Adică eu înțeleg că tu acasă mănânci numai borș, mamă, dar dacă vezi o friptură pe stradă, crede-mă că nu înseamnă că și trebuie să pui mâna pe ea. Să țineți labele acasă. Lăsând gluma la o parte, mă enervează chestia asta așa extrem de familiară între unii oameni care și-o permit așa, știți, pe care și-o permit așa fără să... Nu te cunosc, n-am schimbat 3 cuvinte în viața noastră, dar hai să pui mâna pe mine. Nu, mulțumesc, țineți labele la tine acasă, stai acolo, nu-mi da microbii tăi. Lasă, mulțumesc că i-am pe ai mei, sunt suficient de fericită cu ai mei. Nu mai am nevoie de alți microbi. Numărul 2 pe lista mea și asta a venit pentru că mi-a adus aminte Sabina, ASMR-ul. Frate, chiar nu înțeleg nici eu.
Care-i treaba cu ASMR-ul? Deci pe mine mă apucă cu totul alte simptome în momentul în care le aud pe alea că șoptesc așa sau că fac tot felul de... Știți, sunt ASMR-urile alea pe TikTok sau pe Instagram când trântesc lucruri așa și îți face un clip de 30 de secunde în care trântește lucruri sau să aud pungi fâșâind sau... Care-i chestia cu ASMR-ul? Cum să-ți placă așa ceva? Știu că intră la ASMR și tosul de pisică. Da, îmi place să toarcă pisica, deși și ăla mă enervează câteodată, să știi că și ăla mă scoate din sărite. Dar nu înțeleg, sunt foarte multe tipuri de ASMR pe care nu le înțeleg. Adică, numărul 3, asta e iarăși este un pet peeve de-al meu grav, maxim, și fostul meu iubit, dacă nu l-aș fi blocat în telefon, aș fi putut să-l sun să vă zică, că era să-l bat. Adică a fost singura dată că încă mi-a și spus că, bă, când am discutat despre episodul ăla, mi-a zis, bă, a fost singura dată când mi-a fost chiar frică că o să mă bați. Și anume, tacâmurile. Am o mare problemă cu tacâmurile, să aud sunete de tacâmuri. Deci nu suport sunetul. În general nu suport sunetele alea de metal. Mai ales când sunt sunete din alea repetitive. Mă zgârie pe creier, începe și mă doare capul și simt așa cum toate antenele mele se ridică, știți? Toate antenele alea cu care țin relații cu marțienii, toate alea se ridică și încep să transmită alte semnale decât ar trebui. Și nu, deci nu suport și mai ales dacă sunetele alea au o frecvență, au o cadență foarte clară, așa, știți? Și au un tipar. Ce mă enervează alea. Dar mă enervează și sunetul de tacâmuri de metale. Ăsta, fostul prieten de care vă zic, n-a avut de lucru decât eu am aranjat tacâmurile și eu am o chestie foarte precisă. Și acum, la mine în bucătărie, tacâmurile sunt... Poate să fie toată bucătăria dată peste cap. Deci, la modul cel mai serios, toată bucătăria poate să arate ca după bombardament. Dar tacâmurile, la mine, stau precis, într-o poziție precisă, în poziție exactă și dacă ai nevoie de furculiță, de lingură, de cuțit, de orice, care se numește tacâm și este din metal, știi exact de unde să-l iei și îl iei fără să faci zgomot. Deci, ideea asta este... tacâmurile se iau de la locul lor fără a face zgomot, fără a le auzi și se pun la loc fără a face zgomot, pentru că mă deranjează atât de tare sunetul ăla încât efectiv îmi vine să omor pe cineva. Deci am senzația aia ca și strânge pe cineva de gât, efectiv, așa, în momentul în care aud sunetul ăla. Și ăsta, amicul, n-a avut de lucru, într-o seară venise și el bad, că n-are ce să facă, mai bun cu viața lui, și s-a apucat el să-mi deranjeze mie lingurile și în urechile mele. Deci am fost în stare să-l bat și el și-a dat seama. A fost, deci, la modul cel mai serios, eram pe punctul să-l bat pe om. Nu era mai mare ca mine, cu mult din fericire, și chiar aș fi putut să-l bat. Și lui chiar i-a fost frică că o să ia bătaie în seara aia. Deci când am discutat despre episodul ăla, a zis, zice, bă, chiar, deci chiar era sigur că nu, la modul ăsta era. Pentru că mi-e ochi așa ca la melc și fac urât, știți, scot fum pe nas ca un taur când se întâmplă chestia asta. Deci nu, fără tacâmuri hârjite, fără alea, că s-ar putea să moară cineva pe lângă mine. Numărul 4. Oamenii zgomotoși în public. Asta este iarăși un pet peeve de-al meu și v-am zis în clipul ăla cu manierele, nu știu care clip o să intre prima dată, dacă ăla cu manierele sau ăsta, but whatever, o să vină. Și o să vedeți că v-am zis și în clipul ăla, mă deranjează și este și un semn de prost gust ăsta, adică... Să ne înțelege, este și semn de proastă educație, proastă creștere, lipsă de empatie față de oamenii din jur și lipsă de respect față de oamenii din jur, dar mă și deranjează, este și un pet peeve grav de-al meu, oamenii care vorbesc foarte tare. Bă, nu te poți duce într-un Starbucks, că trebuie să asiști la conversațiile altora, nu te poți duce într-un local să știi ce zic alții. Eu sunt o persoană care vorbește tare de fel, adică eu țip de felul meu, că la mine în familie toată lumea țipa. Adică la mine dacă veneai, la mine în familie dacă veneai și vorbeai, te băga nimeni în seamă. Asta nu însemna că am o problemă sau că vreau să o bat pe mama, nu. Așa se vorbea la mine în cameră, știți? De la mine în casă. Deci așa se discuta la mine în casă. De-aia la începuturile mele pe YouTube,
îmi spunea toată lumea, spunea, nu mai țipa în halul ăla în clipuri, nu mai țipa așa în clipuri. Și eu nu înțelegeam, deci eram foarte supărată, eram chiar enervată la culme, că lumea îmi zice că țip. După care m-am mai potolit pe parcursul anilor și mi-am dat seama că, într-adevăr, oamenii aveau dreptate și că țipam. Și dacă vă uitați la primele clipuri de pe canalul meu, de pe celălalt canal, da, într-adevăr, la început țipam și mă stresează foarte tare și pe mine chestia asta. Deci sunt un om care, în mediul lui personal, privat, țipă, vorbește tare, vorbește foarte tare. Toată lumea în zona asta, vecinii mei, tot, este o zonă în care se vorbește tare. Dacă nu țip, nu existi, cam asta e ideea. Dar cu toate astea, mă deranjează foarte tare când sunt într-un restaurant, într-o cafenea, pe o terasă, în autobuz, în metrou, whatever, oriunde în public, să aud pe cineva că vorbește tare sau că țipă. Deci este, vai, deci îmi vine să, nu vreți să știți de câte ori, îmi vine să mă duc să iau atitudinea aia de babă comunistă, știți, babele alea comuniste care îți făceau morală pentru orice, când greșeai, cum erau mai de mult, le ziceam babe comuniste că așa erau, că aveam impresia că așa, dar acum am ajuns să le înțeleg, adică nu sunt comuniste, ci erau niște femei care aveau niște principii și încercau să te educe, dacă tu n-ai fost educat acasă, încercau să te educe. Exact atitudinea aia îmi vine să o iau de multe ori și să le zic, băi frate, nu e ok, și mai ales la tineri, eu vezi chestia asta și mă scoate din sărite și se întâmplă de foarte multe ori, eu fiind o persoană care e foarte atentă la ce se întâmplă în jur, pentru că eu mă ghidez nevăzând ca un om normal, mă ghidez după alte lucruri, știți? Mă orientez în spațiu după alte lucruri. Cum sunt animalele alea, au senzori așa și știu, cum sunt liliecii, de exemplu, cu ecolocația lor, așa sunt eu, știți? Mă ghidez după alte lucruri și inevitabil, când cineva vorbește tare și mai ales dacă povestește, ajung să mă implic în povestea aia și nu vă zic de câte ori mi s-a întâmplat să fiu în autobuz și e unul și vorbește tare la telefon și zice și povestește și de nevastă sau și de soacră sau și de copii și de aia și ajung și trebuie să mă dau jos din autobuz și zic, fie să fie, zic, mamă, cum se termină povestea, știți? Și e aiure, e semn de proastă creștere, adică v-am zis, nimeni mai bine ca mine nu înțelege vorbitul tare, dar nu în public, eu nu fac în public, adică mă abțin de a face chestia asta în public. Sunt un om care vorbește tare, sunt un om care vorbește prea tare, sunt conștientă de treaba asta, dar o fac la mine acasă, nu în stradă, știți, nu în alte medii. Numărul 5, la capitolul lucrurilor care mă enervează foarte tare și pe care le urăsc, de altfel ăștia chiar îi urăsc ca și următoarea categorie, sunt balerinii. Deci eu încă am ajuns la venerabila vârstă pe care o am, încă nu le-am înțeles rostul, pentru că sunt înfiorător de hidoși balerinii, deci mi se par înfiorător de hidoși, dar știu că sunt multe amatoare de balerini prin care mă urmăresc, dar permiteți-mi și eu părere, adică e dam la oameni, asta este. Deci balerinii mi se par înfiorător de urâți și de hidoși și de așa. Pe lângă asta am înțeles că toată lumea, dar absolut toată lumea care se încalță în balerini are probleme cu ei pentru că rod în dragi, fiindcă sunt tari și nu știu ce. Și nu înțeleg de ce te-ai supune la tortura asta. N-am văzut, până la ora actuală, n-am văzut o femeie care să se încalțe în balerini și să-i stea bine. Adică ai o ținută minunată și pui balerini și s-a dus, s-a terminat, pa, salutare. Deci nu, îi urăsc din ficați, nu vreau să-i văd, decât în balerini, mai bine în pantosport, mai bine în tenis, mai bine în altceva, dar nu în balerini. Balerinii sunt moartea pe pământ, dacă mă întrebați pe mine, și sunt hidoși și ar trebui interziși. Și nu, sunt oribili, da? Deci nu pot. Am încercat, credeți-mă că mi-am cumpărat și eu odată o pereche de balerini, zic, bă, poate mă prinde trendul, poate n-am înțeles eu despre ce. Nu, sunt hidoși. Următorul punct, cred că este 6 pe lista mea, așa ar veni tot la categoria de lucruri pe care le urăsc și ăștia îi urăsc pentru că ura mea pentru ei este progresivă. A fost progresivă pentru că a ajuns la cote maxime acum, din faptul că i-am văzut, i-am tolerat, ba chiar am încercat să fiu și eu adeptă acestui trend, nu m-a prins. După care am menționat faptul că sunt extrem de inestetici, de lipsiți de gust și de eleganță și s-a năvălit un val de ură asupra mea, că cum am îndrăznit să spun eu așa ceva. Prin urmare, ura mea pentru ei a crescut și mai mult.
Și este vorba de blugi rupți. Îi urăsc. Îi urăsc. Îi urăsc. Mai pot să zic de 100 de mii de ori că îi urăsc. Deci sunt oribili. Nu le văd rostul, nu le înțeleg nici rolul practic, nu le înțeleg nici rolul estetic, nu știu, încă n-am înțeles de ce ai vrea să arăți ca și cum te-au alergat și te-au prins câinii și ți-au rupt hainele de pe tine, încă n-am înțeles treaba asta, de ce ai vrea să arăți ca și cum nu ai bani de o pereche normală de blungi. Nu înțeleg unde-i sensul modei în treaba asta și mai ales pe ăia care sunt rupți, dar de sus până jos, așa, știți, au numai rupturi de sus până jos și în față și în spate și au și mai au și aplicații. Vai de capul meu, dar oribil mai sunt, doamne, sunt groaznici. Fetelor, sunt groaznici, știu. Dacă aveți undeva până în 17 ani, da, pot să înțeleg la nivel de experiment, pot să înțeleg că, mamă, încerci și tu, știi, să fii trendy, să nu știu ce. Pot să înțeleg până acolo, până la 17 ani. Bă, dar după aia... Și mai ales, știți ce mi se pare culmea, culmilor? Este... Am văzut un caz recent cu cineva care avea blugi aia, știți? Adică era, fata era și supra-dimensionată și avea blugi din aia rupți așa și se vedea, îi se scurgea toată celulita prin găurile alea. Vai, dar ea, și ce, de unde a plecat disprețul meu față de această persoană? Pentru că judeca alte fete care erau pe stradă în pantaloni scurți și li se vedea celulita. Deci asta era și mai și, știți? Adică, pe bune, nu te vezi. Dar mai ales în situația în care te pretinzi o persoană elegantă, blugii rupți nu ar trebui să existe în vocabularul tău, nu în garderoba ta și porți acasă când vrei tu să fii relaxată. Nu ar trebui să existe în vocabularul tău blugi rupți. Deci, sunt hidoși și mă enervează. Efectiv mă zgârie pe creier vizual când îi văd. Am încercat, credeți-mă că am făcut efortul. Eu sunt un om care este destul de conștient de problemele pe care le are și mare parte din ele, cel puțin. Și am încercat pe cât posibil, în momentul în care mă deranjează ceva, să mă obișnuiesc cu ideea, să zic, bă, ok, nu-ți place ție, sunt oameni diversi, există diversitate, ok, înghite-i, nu te afectează cu nimic că există așa ceva. Bă, dar nu pot, cu ăștia nu pot, deci când îi văd pe stradă, mi se duc ochii încolo, știți, în direcția aia, fără să vreau, adică eu sunt așa pe aici și trece cineva cu blugii rupți, păi nu, se întoarce capul instant, așa, fără să vreau, știți, să mai sucește și gâtul. Deci, nu pot cu ei, sunt groaznici, îi disprețuiesc. Dacă există după balerini, sau nu, ăștia sunt înaintea balerinilor, hai că cu balerinii, aia pot să-i ignor, aia reușesc, după aia nu mi se întoarce gâtul așa, dar după ăștia mi se sucește gâtul tot timpul când îi văd. Deci, nu, sunt... aribil. Numărul 7, care mă scoate din sărite și dacă vrei cu adevărat să îți declar război și dacă vrei cu adevărat să nu te mai bag în seamă, testează-mi nervii așa, este întârziatul excesiv. Deci mă enervează oamenii care întârzie excesiv și nu că întârzie excesiv că au fost la muncă, știi? Bă, pot să înțeleg, ai fost la muncă și bă, s-a întâmplat ceva, că știți cum e, în general în corporațiile astea mari întotdeauna se întâmplă ceva pe final de program, ca să te țină vreo două ore în plus. Adică pot să înțeleg treaba asta și dacă anunți, n-am nicio problemă. Mă deranjează, știți, ăia care zic că, vezi că ne vedem la două. Bine, ok. Ajung acolo la două fără un sfert, două fără 10. Se face două și un sfert, se face 2:20. Mai vii? Da, stai că vin, dar ne-am găsit taxi. Ok, bine. În cât timp ajungi? În vreo 15 minute. Mai bine, cât mai trec 45 de minute. Mai vii? Că mai am și eu lucruri de făcut în viața asta. Da, o să ajung, stai că o să ajung eu, stai că nu m-am terminat de aranjat, știți? Adică oamenii ăștia mă disperă maxim. Hai să ne înțelegem, trăim într-o epocă în care înțeleg că se pot întâmpla lucruri și s-ar putea să spui, bă, ajung la 11,
Da, nu vine mașina la timp, se întâmplă, e trafic, nu știu ce. Înțeleg aspectele astea. Bă, 15, 20, hai și jumătate de oră de multe ori. Înțeleg asta cu întârziere. Bă, dar în momentul în care întârzi și întârzi de fiecare dată când ne vedem și non-stop întârzi și mult și nu anunți și chestii din astea, mă scot din sărite grav. Deci mă scot din sărite în ultimul hal, pentru că este o dovadă de lipsă de respect față de mine, față de timpul meu, față de toate. Și eu întârzi, v-am zis, dar eu n-am întârziat niciodată, vă jur că n-am întârziat niciodată în viața asta pentru că mi-a fost lene să mă mișc sau pentru că nu m-am pregătit sau pentru că mi-a luat 3 ore să mă pregătesc și nu mi-am calculat timpul corect. Nu, întotdeauna am întârziat pentru că ori am plecat în grabă, ori a fost trafic, ori am avut prea multe lucruri de făcut și nu mi-am calculat eu corect timpul și atunci recunosc, bă, nu mi-am calculat corect timpul, dar n-am întârziat niciodată pentru că nu mi-am terminat buclele de făcut sau nu m-am terminat de machiat sau, știți, n-am întârziat niciodată din cauza asta. Și mă deranjează oamenii care fac chestia asta și mă enervează la culme. Și nu pot să înțeleg, adică nu, eu nu înțeleg, mai ales când vine vorba de interacțiune cu alte persoane, știți, când stabilim, bă, ne vedem la ora 2, dar am fi putut să stabilim că ne vedem la 4, știi, dar de ce ne-ai zis hai să ne vedem la 4, dacă ție ți-a atât de mult să te aranjezi, să nu știu ce, hai să ne vedem la 4. Punctul numărul 8, mă enervează foarte tare oamenii care au întotdeauna probleme mai mari ca ale tale. Deci, încep să discuți și te întreabă. De multe ori discuția este la modul ce ai făcut, la la la, ai problemă și zici, uite că sunt supărată. Păi de ce ești supărată? Păi de aia, uite că mi s-a întâmplat. A, dar stai că să zic eu, că mie mi s-a întâmplat și mai rău de atâta. Și tu nu apuci să-ți termin povestea, n-a pus să termin ce ai tu de zis, că vine el și spune și mai rău. Sau, vine și tu zici că ai ceva rău, nu știu, ți se întâmplă ceva rău, ai o perioadă proastă, ai nu știu ce, el vine și plusează, știi, adică răul tău nu e un fleac, ascultă aici rău la mine, știți? Deci atât de tare mă enervează oamenii ăștia pentru că sunt iarăși lipsiți de empatie și de respect față de tine, că nici măcar nu te lasă să termin de vorbit ce ai de vorbit, știți? Adică, na. Dacă nu vrei să mă auzi cum mă plâng, spune chestia asta. Păi nu te mai plânge, n-am chef să stau să te auzi să cum te plânge azi. Știți? Nu veni să mă întrerup și să-mi dai tu mie o lecție de că la tine e și mai rău de atâta. Lasă că îți demonstrez eu că e și mai rău de atâta. N-am nevoie să mă spui că este și mai rău de atât, sau n-am știți, adică, dacă sunt o felul de specimene din astea, sunt unii de la 10, păi nu știu cu cine are cancer, sau am avut discuția asta recent cu cineva și nu știu cine are cancer, păi stai că spun eu că eu am avut cancer și acolo și acolo și acolo și acolo și mă, dar cum mai trăiești, frate, dar ai avut atâta cancer, știți? Da, nici nu a pus să termin fraza și el deja nu, problema lui e și mai gravă. Deci oamenii ăștia a căror problemă este mult mai gravă și sunt ei o lecție pentru tine și stai să ascultă. Dacă vrei să te ascult, vino tu și vorbește primul sau lasă-mă să termin și după aia începeți tu povestea. Nu este nicio problemă, n-am nicio problemă în a te asculta, dar te rog frumos, nu veni tu să plusezi, să-mi dai tu mie un exemplu de situație și mai rea. Că nu asta mă interesează, nu asta e ce vreau în momentul ăla. În general, un om care se plânge când se plânge, se plânge că are nevoie să fie ascultat. Ori tu exact asta nu faci. General, când dau de asemenea personaje, unul, încerc să evit, dacă nu pot să evit să mai discut cu ei, pentru că e clar că n-ai cum, nu o să ai niciodată loc de asemenea personaje să discuți. Și cu siguranță încerc să nu-i ascult. Penultimul punct pe care l-am pus pe lista mea și care cred că o să enerveze foarte multă lume, pentru că este extrem de sensibil, dar îmi pare rău, cineva trebuie să o zică și cum știți eu că eu sunt a creatura secolului, trebuie să o zic, mă enervează cumplit de tare, deci este acolo în top lucrurilor care mă enervează, a ajuns acolo în sus, în top, lângă cuțitele alea, lângă tacâmurile care se scot zgomot acolo, undeva aproape de nivelul ăla sunt mămicuțele. Deci, stați, nu săriți așa. Avem mamele și avem mămicuțele.
mămicuțele sunt alea de orice, la orice oră le deschizi biroul, ele discută despre copiilor. Deci la orice oră din zi și din noapte vrei să vorbești copilul, școala, meditațiile, profesorul, cursul de not, vacanțele, caietele, copilul, răceala, vaccinul, virusul, nu știu ce, grădinița aia, laptele praf, mâncarea copilului, copilul, de dimineața până seara. Păi frate, v-am zis, m-am mai povestit eu treaba asta, că la un moment dat la birou nu mai intram în pauza de masă, nu mai intram în bucătărie, că s-adunau mămicuțele și numai asta era. Astea erau subiectele principale. Bă, frate, dar nu le auzeai odată discutând despre altceva. Frate, se întreabă, auzi, știu că ai fost în vacanță la munte, zici și mie unde ai cazat, nu copilul, stai că copilul meu, știi, da, a fost foarte bine acolo unde m-am cazat, că copilul meu a stat bine. Bă, dar nu mai ai altă viață. Și unul din motivele pentru care mă enervează aceste persoane este că au atitudinea aia de superioritate. Ceva de genul, marși de aici, că tu n-ai copil, tu nu știi cum e. De parcă dacă n-ai copil în viața asta, nu trăiești. Adică fără copii nu există viață. Da, am înțeles, sunt unii care considerați chestia asta, eu sunt de altă părere. V-am zis, sunt mame, sunt femei care sunt mame și sunt mămicuțele. Totul e la copil, totul se rezumă la copil. Tu ești pe partea elaltă de parc, n-ai voie să fugi, că îl deranjează pe copilul tău, știți? Că tu fugi în partea elaltă de parc, n-ai voie să alergi, că vede copilul că alergi și după aia să ia după tine și s-ar putea să cadă copilul, știți? Sau, nu ai voie să bei suc de față cu copilul, că vede copilul și poftește și copilul n-are voie suc. Who cares? Știți? Adică ce mă interesează pe mine că copilul tău n-are voie să bea suc? Eu vreau să beau suc. Care e problema mea? Eu sunt adult și fac o alegere conștientă. Adică chiar dacă știu că nu-mi face bine, eu îl beau. Care e problema? Știți? Deci astea, femeile astea mă enervează și preponderent mă enervează din cauza acestei atitudini de superioritate pe care o au ele și de noblețe. Că ele sunt. Ele sunt întruparea divinității pe pământ pentru că ele sunt mame și au copii și că asta este ocupația lor principală în viața asta, chiar dacă au un job sau altceva, asta este menirea lor principală în viață. Felicitări, bravo vouă că v-ați făcut copii, dar să știți că eu știu foarte multe cazuri de femei care au carieră, au soți, au vacanțe, au 4-5 copii chiar și sunt perfect ok cu capul, adică sunt calme, adică nu, dacă mă întâlnesc cu ele, nu îmi vorbesc toată ziua de copil. De multe ori cu unele chiar nu vorbesc de copil și le întreb, bă, dar copiii tăi ce fac? Adică ajung eu în stadiu în care le întreb de copii. Așa. Și asta îmi demonstrează că sunt și femei normale la cap, care au și altceva în mintea lor și în gura lor în afară de copii. Și nu au atitudinea aia de superioritate față de mine. Tu n-ai copii, tu ești ești un trebut, ești o râmă acolo, infectă, că tu n-ai copii, tu nu știi ce e viață, că tu n-ai copii, mă, mă, știi, copii, n-ai copii, plec, n-ai. Și nu mă scuz pentru atitudinea mea și nici pentru ceea ce cred, pentru că v-am zis, am contraexemplu, care este foarte pozitiv și foarte ok, adică femei, în toată firea cu copii, cu copii mari, cu copii mici, cu copii de-abia născuți, care nu îți ții bagă pe gât non-stop să-i mănânci tu ca și cum ar fi remediu pentru cancer sau mai știu eu ce, știți? Deci nu, de-aia nu mă scuz și nu, chiar nici nu-mi pasă dacă genul ăsta de persoane se simt atacate sau se simt deranjate, pentru că nu e normal și nu e firesc într-o lume în care viața ta are mai multe planuri. Adică tu ca femeie, eu așa merg pe premiza asta, tu ca femeie ai foarte multe opțiuni în viața asta să-ți alegi mai multe planuri. De soție, de prietenă, de iubită, de amantă, de mamă, de fiică, de... Sunt mai multe planuri pe care tu oscilezi, da? De femeie de carieră, de femeie de succes, de femeie de casă, de whatever, ce vrei tu. Toate planurile astea sunt la dispoziția ta și tu îți alegi acele planuri pe care le vei. Bă, frate, nu te poți concentra și nu poți intoxica pe toată lumea doar cu planul tău. Ok, dacă tu te simți bine ca mamă și pentru tine este împlinirea divinității să fii mamă, perfect, de acord. Bravo ție, mă bucur, felicitări, super.
dar nu intoxica pe toată lumea. Da? Că iarăși nu trebuie să credem, să cădem cu toții de acord în privința asta. Nu cred că a fi mamă per total este soluția pentru cancer. Și numărul 10 și este în topul lucrurilor care mă enervează, da, în mod ciudat, în topul lucrurilor care mă enervează pe mine, după tot ce v-am zis așa, este chiar acolo, sus de tot. V-am zis eu acum un an și ceva, v-am zis la un moment dat, am făcut un clip, un Q&A, în care mă întrebați voi ceva legat de dacă mi-e silă, dacă mi-e scârbă de ceva, dacă mi-e greață, dacă mi se face și v-am spuneam că nu mi se face greață de multe lucruri, adică în general nu sunt un om prea scârbos, după cum vedeți, nici prea empatic, după cum se observă. Nu sunt un om prea scârbos, așa, știți, nu... sunt foarte multe lucruri care pe alții fac să vomite și mie îmi se... Ok, da, da. Adică nu neapărat că îmi fac plăcere, dar trec foarte ușor peste episoadele astea și v-am zis treaba asta și de atunci foarte multe dintre voi care mă urmăriți mai consecvent așa și cu care discut, tot timpul îmi trimiteți de-aia nu se scârbă. Ei bine, în general nu, mi se întâmplă să zic nu, dar există un lucru de care mi este foarte scârbă și care mă enervează foarte tare și când trebuie să fac chestia asta, o ai de capul meu, deci îmi vine să nebunesc. Deci, când vine momentul ăla din săptămână, mă ia cu transpirații, deci credeți-mă că două zile stau și mă plimb așa și încerc să-mi găsesc altceva de făcut ca să nu fac treaba asta. Și anume curățatul sifoanelor de păr în mod special. Știți, scurgerile de la sifoane de acolo, în general au site sau, mă rog, ce au. La mine nu, au mai multe chestii, nu numai site. Și trebuie să... Mamă, când trebuie să curăț alea. Sau chiar și sifonul de la chiuvetă, când se adună mizerie în chiuvetă și după ce spăla vasele și trebuie... Băi, deci mi-e o silă. Aoleu, mi se pare cel mai scârbos lucru din lume, deci mă trec toți fiorii, toate, mă trec frisoanele, în 20 de secunde trec de la cal la rece, cal la rece, cal la rece, de 150 de ori, în 20 de secunde, deci nu vreți să știți cum, cred că schimb 7 culori, trec prin toate culorile curcubeului, așa, din momentul în care am luat nenorocirea aia, am golit-o în coșul de gunoi, am dus-o și am clătit-o, deci, no. Mamă, și chestia asta mă enervează la culme și cel mai groaznic lucru care mi se poate întâmpla în viața asta și mi s-a întâmplat este să găsesc sifonul plin de păr și să știu că nu e al meu. Este, deci, mă trec transpirațiile numai acum gândindu-mă. Mamă, deci este... Și n-aș ști să vă explic de unde sila mea. Eu pot să mănânc liniștită lângă un hoit, ca să nu zic altceva, da? Deci eu n-am nicio treabă. Dacă îmi pui în fața mea o pisică moartă, putrezită de vreo 15 zile, n-am nicio treabă, eu mănânc liniștită. N-am niciun stres, mănânc, da? Nu știu, spuneți voi ce chestii scârboase vreți din lumea asta. E, dar când vine momentul să curăț sifoanele... Aș prefera să mă duc până în iad, să mă întâlnesc cu Lucifer, mai ales dacă e ăla din serial, și să mă întorc înapoi. Deci aș prefera să fac orice pe lumea asta decât să curăț nenorocirea aia, să scurgerea aia. Ai de capul meu, dacă aș putea să dau, nu știu, toți banii pe care știu că am să-i câștig de acum încolo, tot restul vieții mele unei persoane să facă treaba asta, i-aș da... Ia-i, mamă, ia-i, fă tu asta, că eu nu știu, deci nu vreți să știți. V-am zis, o iau așa, prin pregătire, cu două zile înainte să trebuiască să fac curățenie în baie sau... Și, general, este numai părul meu în baie, pentru că viețuiesc eu și mâțele mele pe aici, dar mâțele nu prea au treabă în baie. Așa, iar la chiuvetă se adună lucruri care au fost naiba în farfuriile mele. Adică încerc să o iau logic, înțelegeți? Încerc să o iau, asta e logica mea. Sunt chestii, am mâncat, dar a rămas, nu știu, ceva, o frunză de la ciorbă, ceva, a rămas acolo și am mâne pe scurgerea aia. Ce e atât de scârbos? Și cu toate astea nu pot să trec peste chestia asta, deci...
Da, și astăzi în fise, sper că v-am amuzat, pentru că, de fapt, intenția acestui clip a fost să vă amuze, nu neapărat să vă enerveze, și mi-ar plăcea foarte tare să-mi lăsați și voi lucruri care vă enervează în, în comentarii și să împărtășim așa din impresii și din povești eventual. Aș fi foarte curioasă. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share la clipul ăsta, mai ales dacă v-a plăcut și dacă v-a amuzat. Să vă abonați, că e super important să vă abonați, și să veniți pe Instagram, că postez în fiecare zi acolo. Am o grămadă de poze drăguțe și postez în fiecare zi acolo și vorbesc în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.